Pe strada Milcov, în zona unde se înălța până anul trecut fosta întreprindere ASCO, se lucrează. Și dacă se lucrează, e musai să fie grop și noroi. O firmă care montează instalații electrice a săpat șanțuri și a depozitat pământul pe trotuar, așa încât locuitorii blocurilor din zonă sunt obligați să înconjoare și să meargă pe stradă. Am fost sesizați de un vecin de-al dumneavoastră, Ioan Țâmpu, care s-a plâns că nu mai există trotuar și că este nevoie să înconjoare când merge spre autogar, ceea ce îl deranja foarte mult. Același lucru mă deranjează și pe mine. De exemplu, am stat mai înainte în fața mașinii care e staționată. Acum am mutat din coaș, s-ar putea să am surpriză să nu mă vadă șoferul de la autobuz și să rămân în stație. Oamenii susțin că vinovați sunt constructorii, cei care organizează șantierul. Ar fi trebuit să caute soluția care să producă cât mai puțin disconfort pietonilor și conducătorilor auto. Ei nu s-au gândit, nu s-au orientat. Cred că puteau să intre în incinta, uneau delimitat aici cu gardul, nici într-un caz să intre în trotuar și șoseaua de acum. Ei, dacă parchează zilnic, au mașini de intervenții, parchează zilnic mașinile aici, curcă oricum, nu se mai poate circula pe două benzi, circulă numai pe una. Poate nu le pasă. Păi, cred, după cum și acum stau acolo, cred că nu le pasă. De altfel, și în cartier e noroi, aleile între blocuri, mare parte construite în anii 70, fiind degradate. Locuitorii s-au obișnuit să-și murdărească pantofii și umblă cu cârpa în buzunar. Când ajung la asfalt, șterg încălțămintea și pornesc mai departe. Am văzut că vă curățați încălțămintea. Da. Deci e noroi. Este noroi din cauza lucrărilor de aici și... Și vă convine? Ne convine, trebuie să suportăm. Circulați des pe aici? Da, circul în fiecare zi. Și aveți șervețelii pregătiți ca să vă ștergeți încălțămintea? Trebuie să avem. Că altfel nu putem. Cei care nu locuiesc în zonă, fie veniți în vizită, jură să nu mai calce prin cartier până când li se usucă pământul. Sunt o grămadă de gropi și... Da, ia iurea, mergi rău. Trebuie să o colegi toate șanțurile astea, vă dați seama. Ia iurea, doamna, ce să facem? Ca la oraș. Da. Faptul că își murdăresc ghetele și pantalonii nu e singurul neajuns. Uneori, din cauza șantierului, pierd autobuzul și sunt nevoiți să meargă pe jos până la stația de pe Bulevardul Unirii. Fac naveta la Șerbănești și merg spre autobuz. Merg. Și încălzează de fiecare dată. Da, da, da. Altdată mai prind autobuzul de aici, așa, de la 5, dar altdată, datorită programului, prind autobuzul la Baia Comunală. Văd că v-ați murdărit de noroi. Pe cizme, ce faceți? Cum vă descurcați? Ne curățăm acasă, ne dăm cu cremă. Șervețele? Nu, acasă curățăm, că nu mergem la muncă. Da. Și de câte vreme durează stația asta, cu șanțurile astea pline de... Deocamdată, de când s-a luat zăpada, așa e atmosfera pe aici. Dar e normal să stoarne pământul pe trotuare? Nu e normal, da. Dacă așa le meseria, așa lucrează, ce să facem? Nu v-ați revoltat niciodată? Nu, pentru că muncesc să câștig și eu o bucată de pâine și trebuie să tac. Oamenii susțin că ar fi trebuit ca firma care montează transformatorul să depoziteze pământul în curtea dezvoltatorului, cel care construiește supermarketul. Instalatorii susțin însă că nu se putea pentru că acolo se și lucrează. Schimbarea postului transformare, cât de postul ăsta? Punem altul nou. Toate cablarea care a fost în asta, o punem ăsta nou. Asta e lucrarea. Și n-ați fi putut să dați pământul dincolo de gard? Se lucrează imediat, de la ăla se lucrează jos. Unde să dai pământul? Și când termină? Miercuri. Sperăm că autoritățile vor monitoriza situația de pe Milcov și vor verifica dacă instalatorii au adus trotuarul la starea inițială după îngroparea cablurilor. Conform unui comunicat emis de Primăria Bacău, societățile care vor lăsa în urma lor șanțuri și gropi vor fi amendate cu până la 2000 de lei.